de 4. Normal, calculatorul aici consideră că cea mai bună mutare pentru alb este cal pe 5. Dar acest cal pe 5 i-ar permite negrului să schimbe damele. În primul rând, vreau să spun o întrebare crucială pentru continuarea asta a lecției, în condiții cât de cât bune de aici încolo. Imaginea îți este tot înghețată sau vezi când fac mutările pe ea? Deci se mută piesele pe tablă sau rămâne imaginea înghețată? Pentru că încă o dată aici negru a jucat 3-6-5 atacând acest cal care este într-un fel legat. În spate avem o damă d-d-d-d-d-d. Ce înseamnă d-d-d-d? Adică e înghețată sau merge? Se vede. Bun. Ok. Sper să... Asta să însemne d-b. Ceva caracteristic lui Mihail Tal, lui nu-i place să-și mute caii înapoi. Eu am mai arătat și într-o lecție anterioară tot la fel o poziție de-a lui Tal. Deci el aici pur și simplu îi mută dama de la E3 la G3, ieșind de pe această legătură și efectiv cedând calul din D4. Inclusiv acest mod care într-un fel îi asigură negrului la prima vedere că el poate să bată în două feluri diferite. Este ceva foarte caracteristic jocului lui Mihail Tal. Adversarul se pomenea cu o mutare neașteptată la care putea răspunde în mai multe feluri și de obicei își pierde capul aici un adversar. Deci negru acceptă sacrificiul de figură, deci bate la D4 cu pionul, pentru că dacă bați cu calul, să zicem după damă ia pe G7 sau F4 ia pe E5, ai și pe ăsta în priză și pe ăsta în priză, deci nu merge. De aceea el bate cu pionul, urmează însă dama ia pe G7 cu atac asupra turnului din H8. Turnul ăla nu prea are un să ducă decât la F8. Și acum se vede ideea lui Mihail Tal, care pur și simplu a dat o piesă numai și numai pentru a reține acel rege în centru tablei cât mai mult timp posibil și să-și permită să creeze o avalanșă de pioni albi centrali, Mihail Tal împingând aici E4, E5 și după nebune 7 joacă F4, F5 cu ideea de a împinge F6. De aceea vrea nu vrea Vorema joacă el F6 zicând las că nu mai așa. Tal își aduce însă în acest moment și calul în joc, în atac, jucând calul de la E2 la F4. În partidă, Vorema îi atacă dama din G7 cu turn F7, gândindu-se că vă poate ăsta trebuie să dea un șac la H8 și eventual să ia pionul ăsta. Însă ți-am spus eu, creativitatea lui Mihail Tal depășește de multe ori normalul, ca să spun așa, și el bate la F6. E5-a pe F6. Și ce vede săracul negru în partidă? Deci el în partidă a jucat cal E5, neacceptând acest sacrificiu de damă. Pentru că după turnea pe G7, F6 ia pe G7, rege F7, ca să nu scoți damă la loc, F5, F6, ești terminat, efectiv.
Deci să zicem că joci nebun ia pe F6, după care a pe H5 ești pe o legătură mortală. Calea pe H5, amenințări sunt multiple, turnea pe F6, nebun C4, șah cu scoatere de damă, tu ai două piese care încă dorm în păpuci la C8 și A8, de aceea în partidă negru, să știi, Zian, că se apără până la un moment dat cel mai bine posibil. Deja că aici cale 5. Nebun C4, un nou sacrificiu de figură. Numai și numai ca să îndepărteze acest cal de pe coloana deschisă E. Negru, ia și acel nebun, deci vedem cum avantajul material al negrului crește, ca să spunem așa, însă atacul devine foarte, foarte violent al lui Tal. Damă G8 șah, nebun F8, nu poți să joci șah acum aici, pentru că pur și simplu îți bag calul în față. Să nu uităm că acest cal are ca sprijin pionul din D4. Dar Mihail Tal își continuă imperturbabil atacul jucând cal ia pe H5. Cu amenințarea urâtă de tot cal G7 șah. Și pe urmă să scadă turnul din F7, da? Cal D6. Acum însă când acest cal nu mai poate ateriza la E3, Mihail Tal își poate folosi pe bune turnul din A1, jucând turnul din A1 la E1 cu șah, rege de 8, și uite, Zian, ce mutare, cum continuă Mihail Tal atacul. Deci în acest moment negru are două piese în plus, da? Are doi nebuni în plus. Turne 7. Nemaipomenit această mutare. Damă B5, negru se apără în continuare cu cele mai bune mutări, contra asupra turnului din F1. Și după turnul din F1 la E1, joacă damă D5, mai apărându-și încă o dată turnul din F7. Urmează însă cal F4. E singura dată în partidă când o piesă albă vine înapoi. Dar vine înapoi cu un scop foarte determinat, adică să alunge eventual dama de pe diagonala asta A2 G8 și să pot bate la F7, turnul din F7. Negru răspunde cu damă ia pe A2. Sper să nu te ia prin surprindere această poziție, care arată într-un fel un alt fel de șah pentru noi. Cale 6 șah. Și aici negru s-a hotărât să bată cu dama acel cal. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi bătut cu pionul? Păi ar fi urmat captură, totul cu șah și captură. Și aici cu negru ești pierdut. Deși chipurile avea 3 pioni pe nebunul din C8, nebunul ăla nu poate ieși. Și acești 2 pioni care mai au fiecare câte 2 pași până la transformare se transformă imediat. De aceea în partidă Vorema la acest cale 6 șah a bătut cu dama. Însă după feia pe E6, turnea pe F6,
Mihail Tal încheie partida în stilul lui caracteristic, ca să spunem așa, tur pe 7. Așa, și efectiv aici negru cedează, pentru că s-a rupt legătura. Nebunul din pe 8 este o piesă condamnată, deci să zice că ce faci, bați cu calul, îți dau șah și părmă-ți bași și calul ăsta și pierzi imediat. De aceea vorem aici cedat. Apropo, încă o dată, auzești ceva probleme cu înghețarea poziției? Am să văd și eu acest lucru, dacă ți-a înghețat poziția după ce termină lecția. Eu sper să nu fi avut din nou înghețarea poziției. Și normal, în încheierea lecției de azi îți mai arăt repede o partidă jucată tot de Mihail Tal în 1981 împotriva unui mare maestru englez, Tony Miles, foarte puternic și el la vremea aceea. Am impresia că inclusiv acest Tony Miles a decedat între timp și el era foarte bolnav. Deci alb Mihail Tal, negru Tony Miles, și Tal începe cu E4 și după C6 apărarea carucan, D4, D5. Calul acest, poți să-l joci aici atât E5, varianta înaintării care s-am arătat într-o partidă, cât și cal D2 sau cal C3. Cal D2, joacă Tal, bate. Și din nou am arătat și o partidă în subvarianta asta, subvarianta lui Karpov, calul din B8 la D7. Cal F3, în partida care v-am arătat-o anterior, Tal jucase nebun de 3. Și după cal F6 a jucat cal G5 și după H6, dacă ți-aduce aminte, partida aia a jucat cal E6. Și nu puteai să bați că erai mat la G6, da? Aici însă Tal, partida aceasta era cu câți ani? Cu 10 ani înainte de partida pe care v-am arătat-o eu. Deci dacă aia s-a jucat în 90, asta s-a jucat în 1981, deci aici Tal continuă normal cal F3 și după cal F6, evident că nu schimbă cai, cal G3. Pion E6. Calculatorul dă poziția asta ca fiind egal, fără probleme de cap pentru negru, fără bătării de cap pentru negru, însă, sincer, mie poziția negrului nu-mi place, datorită faptului că nebunul ăsta a rămas un nebun prost. Are în față un pion. Nebun D3, nebun E7, dama E2, scuză-mă, rocadă mică, și evident că acum negru se gândește, băi, ce fac cu nebunul ăsta, cum îl scot? Și zice, las că îl scot pe această diagonală, H1 A8, și de aceea joacă B6, pion C4, nebun B7, cu ideea că voi scoate și dama la C7 și pe urmă mi-aduc turnurile pe coloanele centrale și mai devreme sau mai târziu voi împinge C5, îmi rezolv absolut toate problemele legate de deschidere. Tal însă joacă mutare normală de dezvoltare, nebun F4, nu mai permite lui Tony Miles să-și mute dama la C7, turnă 8, turnul din A1 la D1. Deja, într-un fel, Mihail Tal își dă seama că singura mutare eliberatoare pentru negru în acest moment ar fi acest C6-C5, pentru a-și oferi nebunului din B7 o diagonală deschisă. De aceea și aduce turnul de la A1 la D1, pentru că acest turn va fi pe o coloană deschisă. Și dacă pe această coloană deschisă stă în spate și o damă, este un lucru foarte bun pentru alb. Și asta îl joacă Tony Miles. Joacă C5. Și Tali bat. Și aici Tony Miles greșește. Bate cu pionul. Normal trebuia să bate cu un nebun. Și într-adevăr, după cale 5, trebuie să fie puțin atent și să iasă de pe diagonala asta periculoasă jucând dama E7.
Însă Tony Miles aici bate și greșit și din punct de vedere strategic, dar și din punct de vedere al calculului. El bate cu pionul. Evident că nu poți să bați cu calul pentru că îți dau șah și zbor dama, da? Dar trebuia să bate cu nebunul. Bătând cu pionul, în primul rând, Zian negru își face rost, în ghilimele, că nu își face rost de plăcere. Dar rămâne cu trei insule de pioni și doi isolani, C5 și A7. Cale 5. Dama B6. Din nou, o inexactitate, nici nu pot să-mi dau seama. Dar este clar că negru a pierdut controlul complet al situației. Îl aduce pe Mihail Tal într-o poziție care îi place foarte mult, care joacă aici nebunea pe H7 șah și deschide coloana D pentru monstrulețul lui de turn din D1. Acum, Zian, să știi că inclusiv regia pe H7 în partida a bătut cu calul, dar inclusiv regia ia pe H7, aici a filmat tot turnul ia pe D7. Și după calea pe D7, șah și șgroghi. Și șah și nu mai ai cum să faci față acestui atac. De aceea în partidă el a bătut cu calul. Evident că Tal, care e visor cărui turn alb să intre pe linia 7, turnea pe D7, G6 pentru a nu permite albului să-și aducă și dama la H5, B4. Nici prin cap nu mi-ar trece o asemenea mutare aici. El joacă B4, numai să aducă această damă pe o poziție cât mai depărtată. Ea oricum este pe o poziție depărtată față de regele negru. Dar acest B4 este desperiat. Ca să înțelegi un lucru, când bați cu C-ul, nebune 3, dama 6, deci asta se duce și mai mult în Siberia, dama G4, pusă pe calculator, poziția asta este complet câștigată de către alb, pentru că așa cum ne arată săgeata roșie, urmează dama calea pe G6. Cu mat imparabil. Calea pe G6, pe G6, dama G6, rege H8 sau F8, la rege F8 nebun H6, rege H8 nebun D4. Dacă bați cu dama aici, urmează calea pe G6, pe ea pe G6, dama ea pe E6. Deci dama trebuie să stea totuși pe linia A6. Din nou aici ești complet pierdut cu negru. E o demolare în direct, cum s-ar spune. În partida a jucat nebun C8. Miles încearcă să alunge acest turn monstru de pe linia A7. Urmează însă o mutare intermediară. B4 ia pe C5. Dama ia pe C5, cale 4, totul vine cu tempo, dama B6, dama F3. Deci, pe ideea, nebunea pe D7, nebune 3, cu mat la F7 sau îmi dai dama. Și după dama C7, dama F7 și mat. Da? În partidă, Tony Miles a jucat dama B2, încercând disperat să-și aducă dama în apărarea regelui propriu. Calea pe F7. Mersi. Dama G7. În sfârșit. Dar uitați-vă cum deja este complet în pioneze poziția regelui negru. Cal H6 șah. Rege H8. Turn C7. Să nu-ți dau turnul totuși. Turn F8. Și aici albul face o mutare și negru cedează. Zizian, ce mută albul aici? Funcție de cât de rapid răspuns,
îmi dau seama dacă încheiem această lecție care a fost început, a fost de coșmar pentru amândoi, în condiții bune sau... Deci ce mută albul aici și negru ce de azi? S-ar părea turnia pe E7. Bate turn. Corect. Nu turn de 7, turnia pe E7. Dar am înțeles. Turnia pe E7 și Tony Miles cedează aici. Văzând evident acest mat imediat. Sau mă rog, nu mat, dar poziția asta de tot râsul. Plânsul, da? Practic aș rămâne cu albul, cu o damă contra turn și aș avea în continuare atac după cal G4, damă H6. Bine, Zian. Hai că acum mă uit și eu la înregistrările acestea să văd dacă este ceva de capul lor. Că dacă nu este nimic de capul lor, pur și simplu voi șterge ceea ce am făcut cu tine. Îmi pare rău și scuză-mă pentru netul infect care l-am văzut astăzi.